Bine v-am găsit, dragi prieteni ai basketului, sunt Radu Abramescu, ne aflăm la Mediaș pentru partida dintre Gaz Metan și CS Municipal Oradea. Orădenii, lideri ai sezonului regulat, 18 victorii, 3 înfrângeri, ultima însă acasă, 77-91 cu CSU Ploiești. Iată-l pe antrenorul Mediașului, rostul mare, conducător de joc Marshall Center. Spuneam, Oradea a pierdut acasă, în timp ce Clujul a reușit o victorie, în timp ce Gaz Metanul a reușit o victorie în fața Clujului, 84-59, în sala Horia Demian. Clujul a jucat destul de slab, iar echipa lui Marcel Center a mișcat foarte bine mingea și a aruncat excelent de 2 puncte, 63% procentaj. În acest moment Gaz Metan are un joc în plus disputat, jocul în etapa cu numărul 24 împotriva dinamoviștilor. Oradea, o echipă cu un basket colectiv excelent, care de-a lungul acestui sezon regulat a arătat foarte puține fisuri. Iată și brigada de arbitri, Doru Vinaș este în prim plan, cel cu mingea. Clasamentul arată așa în acest moment: Oradea pe prima poziție, 18-3, Universitatea Craiova pe 2, 16 victorii și 5 înfrângeri, Timișoara pe 3, 15-7, Mureș, Târgu Mureș pe 4, 15-6, Gaz Metan Mediaș pe 5, 14 victorii, 8 înfrângeri. Și apoi Ploiești, CS Municipal și UMO Bitelco pe pozițiile 6, 7 și respectiva 8, cu câte 14 victorii și 7 înfrângeri. Imediat sub linie Energia Rovinar, 11-10, Sibiul și Viteștiul cu câte 10 victorii și 11 înfrângeri. Practic acestea sunt echipele care se bat pentru primele 8 locuri. Mediașul a reușit să învingă în Euro Challenge Karşıyaka acasă, 77-69, echipă care a învins în Turcia la 30 de puncte. Iată, Mediașul a reușit să o bată. Oradea în ofensivă. Pierd orădenii, Topciov nu a putut să joace 1-1 și acum Shailo anunță schema. Primul 5 al orădenilor, Shailo, Mandache, Căstanovic, Ivanovic și Lilov. De partea cealaltă, Marić, Pešić, Topciov, Dylan și Franklin. Iată-l pe Dylan, accelerând, evită faultul Mandache, faultează însă Ivanovic. Dylan beneficiază de două aruncări libere. Poate era mai bine ca Mandache să-l oprească mai devreme pe Dylan. Chiază Dylan ambele aruncări libere, Ivanovic nu poate scoate de pe inel cea de-a doua aruncare. Shailo traversează Lilov, Shailo pentru Ivanovic, pătrunde Ivanovic, se aruncă peste Pešić, ratează, prinde Franklin. Franklin accelerează, Franklin cu mâna stângă, super păcat de ratarea peste Krstanovic. Lilov pentru Shailo. Shailo nevoit să se întoarcă. Lilov anunță Horns. Lilov, foarte bună pasa pentru Zoki Krstanovic. Dylan iese Pešić, scoate fault. Thank you.
Timișoara a trecut de Dinamo fără probleme, 112 la 63 în această etapă cu numărul 22. Topciov și Cristanović în duel interesant, a strâns bine Lilov, Topciov aruncă, iată, cu mingea în piciorul lui Cristanović. Nu știu dacă a atins Topciov ultimul mingea. Am avut impresia că poziția trebuie să fie pentru Oradea. Shailo, duelă lângă el. Selilov, Mandache. Lilov pleacă prin blocajul lui Cristanović, care primește acum, aruncă de 3 puncte Cristanović. Mingea nu vrea să intre în coș. Nemanja Maric. Franklin pentru Pešić, este departe Ivanović. Pešić aruncă și scutură plasa. Multă boltă în aruncările lui Pešić. Mandache pentru Cristanović. Cristanović și se mică lig de dreapta. Scrie Cristanović. Dylan. Lilov a stat departe de el pentru a evita pătrunderea lui Dylan. Franklin scoate la Dylan, care este cu piciorul drept pe semicerc. Aruncarea era de 2 puncte. A ratat oricum. Cristanović pentru Shailo. Stop shoot-ul lui Shailo. Ratează. Ivanović se înalță, dar împinge mingea doar până la Maric. Maric anunță 3. Dylan Maric, demarcare backdoor, Shailo apare târziu din spatele lui Maric. A tot pe Shailo păcălit, a stat un moment cu ceafa la minge, cum se spune, și n-a știut pe unde vine pasa. Greșeală fatală a lui Shailo. Cristanović, faultat, nu l-a văzut acolo pe Pešić, ar fi trebuit să paseze. Mandache era liber pe colțul terenului. Iată. Foarte concentrat Cristanović la executarea aruncărilor libere. Pešić, Ivanović lângă el. Dylan, Pešić, Maric. Pare Franklin. Traversează Dylan. Franklin trebuie să acționeze. O face acum. S-a desprins frumos de Ivanović. Pătruns în forță și a blocat bine acest top shoot. Ivanović era departe. Shailo. Cristanović. Cu panoul ratează Cristanović, prinde Pešić. Dylan. Maric pentru Franklin. Mandache este lângă Franklin. Pešić din nou liber, aruncă și scrie, dar sunt doar 2 puncte, piciorul drept pe semicerc al lui Pešić. Iată, l-am văzut și pe arbitru ținând una dreaptă jos, indicând că sunt 2 puncte și nu 3. Este timeout. Are ritm meciul, două echipe cu rotația adâncă. Ne apărăm UCLA, spune Marcel Center, după denumirea celebrei universități din Statele Unite.
ușor. Play again, auzi? First go for space. Haide, continue strong. Primul atac scurt, short offense, probabil o schemă rapidă a lui Cristi Achim. Cel care spunea că preferă să nu aibă vedete în lot, ci ca pe rând basketbaliștii săi să iasă la rampă. Și iată că această rețetă a dat roade până acum. Oradea, liderul sezonului regulat. Doar 3 înfrângeri până acum pentru basketbaliștii lui Achim. Aruncă Mandache și a tras frumos mingea înapoi după crossover, dar a ratat. Marici. Franklin a încercat să arunce peste 2 adversari. Execuție acrobatică, dar a ratat. Ivanović, izolat în colț cu Pešić, nu se flâră nimic. Marius Șulin aproape de fază. Interceptează Mandache, Lilov pentru Krstanović. Ivanović, slam dunk! Frumos a mers acest contraatac al celor de la Gazmetan. 8-11. Franklin anunță schema. Dillon, patron de Dillon, pe un picior, ratează, împinge mingea până la Franklin. Marić. Fault ofensiv. A blocat Ivanović, Krstanović și Ivanović pe aceeași parte. Topciov aproape de intercepție, iese însă cu mingea în afara terenului. Shailo pentru Lilov. Ivanović. Aruncă Ivanović, ratează, prinde Franklin. Pleacă frumos pe contraatac Orădenii, face pași pornire Dillon, însă a pus mingea târziu în podea. Decizie corectă. Lilov a anunțat shirt, apare Krstanović, Nicoară, Krstanović, Lilov, Nicoară blochează pentru Lilov, aruncă Lilov de 3 puncte, urmărește Nicoară, ratează și prinde Marić până la urmă, Lilov lângă el, Marić se împiedică, dar apucă să-i transmită mingea lui Franklin. A revenit și Marić și acum anunță Horns, pleacă pe partea lui Pešić. Primește Pešić, face fentă. Pătrunde și este faultat de Krstanović. Marić pentru Dillon în colțul terenului. Dillon aruncă în ultima secundă de atac. Trebuia să o facă. Shailo. Pătrunde Shailo. Frumos evită capacul Shailo și înscrie. Franklin pentru Topciov. Lilov sancționat cu fault.
Tăpoasa lui Franklin și Lilov la smulgere. Din spate faultează. I-a blocat brațul lui Topciov. Marchează Cârsanović pentru Shailo. Lilov în colțul terenului, aruncare de 3 puncte, marchează Lilov. Bulgarul are mână bună. Franklin. Frumoasă schimbarea de ritm a lui Franklin. Excelentă acțiunea conducătorului de joc de la Oradea. Iată Fenta că se întoarce, după care continuă cu mâna stângă, ia tușa și nu mai poate fi oprit. Shailo. Frumos crossover-ul printre picioare. A băgat bine mingea la interior pentru Cârstanović, care face însă pași. Franklin. Topciov blochează și coboară. Dylan, Petușă, Dylan se întoarce, lasă la Topciov, aruncare de la semidistanță, scurtă a lui Topciov, Lilov. Lilov pe un picior, nu a prins panoul, Pešić împins de Topciov, cred, de cu echipierul său la recuperare. Franklin, Marić trebuie să iasă cu mingea, Dylan la Marić. Marić este în mismatch cu Cârstanović. Abatere de pași, spune Marius Șulin. Da, Marić știa că îl poate depăși în viteză pe Cârstanović de sus, de la 3 puncte. A făcut pași însă după fentă. 13 la 15, ultimul minut al acestui prim sfert. Mandache, Lilov. Nicoara blochează. Lilov pentru Nicoara, care se aruncă pe coi și este faultat. Țibârnă introdus pe teren în locul lui Topciov în acest final de prim sfert, iar Cristian Achim îi explica lui Topciov probabil ceva legat de apărare. Interceptează Nicoară, Lilov pe contraatac, 2 puncte pentru Mediaș. Dylan accelerează 20 de secunde pentru încă o aruncare a orădenilor. Pešić urcă la blocaj. Acționează Franklin, Pešić în colțul terenului face fentă, să vedem aruncarea ratată. 16 la 15 pentru Mediaș după primele 10 minute. Cârstanović are 6 puncte și 3 recuperări deja. 5 puncte pentru Pešić, 4 puncte Franklin pentru Orădeni.